ce să zic, my friend, cred că mi-ar plăcea să plouă. N-au mai plouat de nu știu când. Vreau să intru un pic aici, în spațiul ăsta. Dacă îți mai aduci aminte, eu am fost acum vreo 3 săptămâni, cam așa, 3 săptămâni în urmă, am fost în spațiul ăsta aici de pe autostradă și, după cum bine știi, sau sper că știi, am fost aici la baie. Mă rog, am avut o tentativă. Iar lucrurile arătau jalnic. Ții minte că a venit și femeia și nu funcționa apa nici la bărbați, nici la femei. O să mă parchez undeva, dar nu știu unde. Nu știu ce fac ăștia aici. It's Men in Black. Alright, alright. O să mă pun un pic la camioane aici. Nu e chiar indicat, dar pentru o scurtă durată de timp. Sincer îți spun că vreau să merg și să verific treaba asta. Deci sunt foarte curios. Frumos arată actrusul ăsta, frate. Așa îmi plac. Uite, vezi, de asta trebuie să te ferești când te bagi să dormi. Aici nu este un spațiu foarte bun de dormit. Deci tu nu ai ce să cauți pe locurile astea de camioane. Pentru că este spațiul lor aici. Știu, ăsta e bine legat aici. Da. Deci tu te parchezi, uite, acolo, spre exemplu, unde sunt locuri din astea mari, nu ai de ce să te pui, pentru că îi incomodezi pe ei, știi? Te duci undeva pe la turist, pe habar n-am. Oh, tot așa arată, după cum vezi, nici nu-mi vine să pun mâna pe astea, apă cu siguranță nu este, așa este, așa a fost și acum 2 săptămâni, nu a făcut nimeni nimic aici, e bătaie de joc, miroase incredibil de nașpa, uite-te cum arată. Deci acum 3 săptămâni când am fost, tot așa arăta. No, și aici la fel, nu curge apa, bună ziua. Vezi? La fel, la fel. Deși eu acum 3 săptămâni tot așa, să vă arăt cu care răspundeți de chestia asta aici, faceți drept cu ceva sau puneți măcar lacătul pe ușă și scrieți închis pentru 18 ani de zile. Uite, este inadmisibil, frate. Vii de la baie și, uite, și domnul de aici trebuie să spele pe mâini cu apa pe care o are. Deci, serios, e ceva de nedescris, bă, băiatule. Deci așa ceva numai la noi poți să vezi. Nu știu de ce, măcar închideți, bă, și scrieți, bă, 18 ani de zile nu mai deschidem. O să mai trec și peste 2 săptămâni și o să văd cum este. Probabil cu siguranță că tot la fel. Dar o să mai vedem. Nu știu, cine a răspuns de spațiul ăsta de aici, chiar te rog frumos să faci ceva, pentru că este jalnic. Oamenii ăștia vin din exterior sau de unde vin, au nevoie să se folosească de spațiul respectiv și tu pur și simplu îți bați joc de noi. Pentru ce te plătim? Nu înțeleg. Pentru ce plătim atâtea taxe? Chiar nu înțeleg. Tot timpul bani, bani, bani și pentru ce? No, ai văzut cum arată? Jalnic, jalnic. Ai văzut, omul a fost la baie, cu siguranță și-a ținut respirația, frate. Că n-ai cum altfel, miroase îngrozitor. Deci chiar își bat joc de noi, nene. Uite, vezi ce frumos se procedează, așa se procedează. De ce? Pentru că sunt aici, frate, pe bandă de accelerare. Așa se numește în carte. Am ieșit, mi-am pus semnal, toată lumea știe că o să ies. Ăla a crezut că o să am o viteză foarte mare și de asta se pusese pe banda aia, că era liberă. Înțelegi? Deci ăsta știe despre ce vorbește.
și știe cum se procedează. Am ieșit unul odată de acolo, a accelerat, după aia a frânat. Bă, ce faceți, bă, fraților? Sunteți sănătoși la cap? Bă, e bandă de accelerare. Deci cum ai intrat pe bandă, ai pus semnal stânga, accelerezi mașina, bine nu ca nebunul, dar îți dai seama ce zic. Ideea care este? Noi toți de aici știm că tu o să te pregătești să intri în rit cu noi. Ori lăsăm un pic mai încet ca să ai timp să te încadrezi și tu, ori dacă nu, mergem pe partea cealaltă ca să ai loc să intri. Înțelegi ce-ți spun? Deci dacă toată lumea face lucrul ăsta, nu se întâmplă nimic negativ sau nimic rău. Înțelegi? Adică toți știm ce o să se întâmple și toți știm ce avem de făcut. Este simplu, frate. Simplu, simplu, simplu. Îți mai repet o dată. Ai intrat pe bandă de accelerare, ușor, încet, încet, încep să accelerezi până ajungi la o viteză rezonabilă, încât să nu-mi ieși aici cu 30 de km la oră, că dau peste tine și te stâlcesc, sau dacă mă duc încolo, intru dracu peste cineva. Înțelegi? Trebuie să ai o viteză rezonabilă, cel puțin un 90 de km la oră. De ce zic asta? Trebuie să ții cont de trafic. Ai văzut? Am văzut camionul, l-am văzut și pe ăsta. Și acum mă gândeam cât de tare trebuie să accelerez încât să nu-l stânjenesc nici pe ăla, nici pe ăsta. Ai văzut? Ăla deja se dăduse pe partea asta pentru că știa că o să vin aici, dar nu-mi știa relativ viteza. Înțelegi? A avut o viteză mult mai mare decât mine, clar, și am avut timp să intru aici, n-am incomodat nici camionul, nici pe el. Lucruri simple, puii mei, lucruri simple. Simplu, noi complicăm totul. Schimbă dracului bateriile alea, ghiuvetele alea, dă cu dezinfectant, frate. Îți bagi joc de noi, dar serios. După aia, dacă mă vezi că îmi fac nevoile pe aici, pe marginea drumului, vii și îmi spui ca amendă, că împrăștii covric peste tot. Faceți-vă, bă, treaba, hoților!